suntem într-o livadă, unul din cele trei livezi care sunt în Slimnic, nu? Da. Și aici suntem într-o livadă care a fost o livadă al statului, făcut în timpul comunismului. Această livadă a fost replantată când? În urmă cu vreo 10-12 ani. E plantație mai nouă. Restul, așa, ce mai sunt, sunt plantațiile vechi, făcute pe timpul comuniștilor. Ce soiuri aveți aici? Plantația asta are generos și Florina și mai am celelalte parcele care, în care se găsesc Golden și Jonathan. Unde vindeți? Unde comercializați? Avem un punct de vânzare la ieșire din localitate. Pe unde... stradă? Pe strada principală? Da, pe drumul principal, pe drumul național care leagă Mediașul de Sibiu, la ieșire din Slimnic, pe partea dreaptă. Cât de mare e livada? Mai sunt 14 hectare de măr și 3 hectare de prun. Deci nu vând măr de industrie, pentru că eu fac suc de mere și... Ce înseamnă măr de industrie? Măr pentru procesare. Și care e diferența? Adică cele care sunt căzute, de exemplu? Da, sau... care sunt căzute, care sunt lovite, care sunt neconforme, care sunt mai mici. Și care e diferența între mărul acesta din livada din Slimnic și cel din supermarket, pentru Sibiu? Da, în principal, cred că tratamentele, merele astea au, de exemplu, 3 tratamente făcute, adică, să zic, merg mult către bio, deci astea sunt niște mere aproape bio, să zic așa. Ideea mea, oricum, este să trec peste ceva timp pe o plantație, să trec să fac tranziția către o plantație bio.
de stemă. Clinicoare, măr, stemă, dar nu știm dacă a fost pus acum sau... E cel mai probabil, știu ceva discuția, nu pot să vă confirm, că e pusă destul de recent, e făcută sigla. Aha. Și... Stema. Stema, da, e făcută destul de recent și atunci au pus, adică nu bine stema asta de 100 de ani. Mm. Deci, destinația zonei ca și zonă pomicolă nu e foarte veche, decât pe timpul comunistului. Mm. Eu sunt Radu, liderul echipei Germenex de la Colegiul Național Samuel von Rupenthal și astăzi împreună cu Radu de la echipa Vice din Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu am venit să participăm la proiectul Produs în Sibiu, unde am decis să ajutăm producătorii locali printr-un robot construit împreună. Scopul lui este de a culege mere de pe jos. Robotul ia mere de pe jos cu această cupă din față și le stochează în această benă din spate. Echipele noastre, la fel, atât noi, cei de la Brucandal, cât și cei de la Goga, participăm la un concurs internațional în fiecare an. Noi participăm la acest concurs de 4 ani. Noi participăm de 5 ani. Dar în fiecare an, în cadrul concursului, organizăm și alte evenimente și participăm și în alte proiecte, cum ar fi în acest an în care am decis să colaborăm pentru a participa în acest proiect. Scopul participării noastre în acest proiect este să inspirăm toți copiii, atât din Sibiu, cât și din alte orașe care văd acest proiect, să intre în domeniul roboticii, să se implice, pentru că este un domeniu de viitor și credem că îi poate ajuta foarte mult pe plan de dezvoltare personală, dar și în carierele lor în viitor. Produs în Sibiu. Ce ia spun că producătorul local care urmează aceste reguli și lasă toate aceste fructe și legume să se coacă natural la soare, sunt o valoare. Produs în Sibiu. Produs în Sibiu.